No, bună ziua, mebușe, bine v-am găsit într-un nou gameplay, desigur. Deci, o să jucăm Counter-Strike Source într-un mod foarte interesant. Pe Steam. Nivel 11. Vai de capul meu, aici foarte multe cărămizi pe care trebuie să-ți urci în treabă. Mă, Claudiu Stanker, nu corect. Vai de capul meu. Apoi tot așa să faci, mă, tot ca data trecută. Îți spune aia. Ai de capul meu. Milene, să vin, ce riscul? Bine! Să vedeți ce vorbeau copiii ăștia mai înainte. Mă, Red Barker mai zice ceva. What the fuck? Am ajuns să mă duc un acoperiș? Da buceau, mă! Da buceau, mă! Bă! Cântă-mi, te rog, ce ai cântat tu, Robert, ce-o cântare avută cu Satana, te rog, fain. Asta-i Satana. Unde au băslei? Sâmbăta cu Satana. Nu poți să dai. Sâmbăta cu dracu, poate, domnule. Sâmbăta cu Satana. Pentru că nu poți. Ai din capul meu. Cum puteți să dați? Bine. Bă, de dracu, de ce dar Satana? Domnii ăștia tot cred că o să le răspund. Bunii s-a calul. O venit valul. Și ți-o luat calul, da. Bă, prepubertate, ascultă aici, frate, îți dau rime pe minut cât de AK-47. O venit și toamna, s-a făcut și ghindele. Marș! Bă, am intrat un deaun de hacker. Bine, oameni buni, vedeți. Carvan, cum dracu? Vedeți cum se... Pișe domnii ăștia. A trecut! Atenți la Roberto, are Lucas. Da. Dă-ți teleport la mine, repede. Dă-ți mod. Dă-ți mod. Dar acum termin ăsta cu casele și vin, cu acoperișurile. Miau. Bă, asta, The Ghost. Fiți atenți la The Ghost, are prieten Golan. Știe cum stă treaba la liceu de 10 ani. Da, îți dau și în gură și îți dau și la Nutella. Da, exact. Mâncam Nutella. Iar tu, domnule, ai o voce de taximetrist. Dai că mi-e taximetrist. Băiatul și tu, nu-ți mă griji, stai relax. Copilul speclă. Pentru gost. Ce speclă îți primești? Toată sfegla. Nu, mă, dar uite că n-ai, deci n-am vezi cum oameni buni, cu acești oameni nu se poate. Ce-a făcut mă ta? Buche, dă-l ăsta, ce? Bă, ce să râd de ala, mă. Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Mike. Te rog, nu-mi da mod. Auziți acolo. Acum, mai zi ceva, Viper, mai zi ceva, te rog. Red Viper, da. Mai zici ceva să mă amuz. Îți plac oile mele. Să-ți dă bani. Da, până aibă. Zici ceva din episoadele din care ți-a fost șters canalul. Nu, tu vrei cel cu coană de fier. Da, foarte artistic, domnule. Ești prea prost din punctul meu de vedere. Așa-i, mă, așa-i. Bravo. Tu ai avut dreptate, domnule. În fel de mut! Există butonul de mut! Da, no, bine! Ai dreptate, așa-i... Bă, dar n-ai cum să ajungi acolo, nu se poate! Nu! Da! Nu! Te-a uit ca din butonul de mut! Ha, trebuie, stați puțin, am prins tactica, fiți atenți! Acum, nu! Bine, mai trag un pic. O să-ți pot scrie doar pe chat cu pe voce, nu mai poți vorbi pe voice chat, numai pe chat. Numai dacă se schimbă mapa, mai poți să vorbești. Auzi, nu mai poți vorbi la el în casă, dar săracul domn. Clau, că știu cui fi, cui dai tu. Hai că trei voturi, hai! Nu!
Bine, oameni buni. Stați puțin. Asta las eu. Nu dați mă vorbiți, mai dați vorbiți care mă. Așa acel pe bietul. A vrut și el să fie ceva în lume. Da. Și nu a reușit. Începe să fie mire de el. Da, da, la rea. Da. Ai de cap, mă. Da, ce vor fi. Bun. Dar nu pot să trec. Știu, domnule, nici eu nu pot. De cât timp mă chinui? A, bine, eram foarte aproape acum. N-am văzut zidul ăla cu numele 1 și 0. Cu siguranță, domnule. A. Mereu am zidul ăla acolo. Hai de capul meu. E normal, așa e mapa. Deci voi, oameni buni, dacă ați încerca să treceți de chestia asta, pariu că v-ar lua vreo oră. Ciao. Ciao. Da, bu, ciao, mă. Sunt eu un haiduc. Un ceva. Deci Anzo, vrei să nu te trece. Bine, oameni buni, cam atât până acum. Nu mai am chef să mai fac fazul ăsta infect al domnilor ăștia. Până nu zic eu, nu dă. Și bineînțeles, ne vedem și data viitoare. Drogul ăsta, adevărul este că... La revedere! Nu pot să scot mutul ăla. Dar nu pot...